Acea ta să rămână peste noi.
e sfânt, slăvit să fie numele Lui, care, prin îndurarea Lui, ne-a îngăduit și în această zi să intrăm în casa de rugăciune. Binecuvântat să fie numele Lui, care ne-a dăruit ziua aceasta frumoasă. Știți pentru ce ne-a dăruit ziua aceasta Dumnezeu? Haideți să deschidem Scripturile la Psalmul 118, începând cu versetul 24. Cuvântul Domnului spune: aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa Domnului! Domnul este Dumnezeu și ne luminează! Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la cornele altarului! Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda, Dumnezeule, te voi preamări! Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în viac ține îndurarea Lui! Amin! Frați și surori, Dumnezeu ne-a dat ziua aceasta ca să ne bucurăm de prezența Lui Dumnezeu, să ne bucurăm de cuvântul Lui Dumnezeu, să ne bucurăm de binecuvântările Lui și de promisiunile pe care ni le-a făcut Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru aceasta! Ne-a dat ziua aceasta, spune aici psalmistul, ca să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, ca să ne binecuvântăm unii pe alții. Vă binecuvântăm din casa Domnului, spune aici psalmistul. Frați și surori, să știți că e un lucru mare în aceste vremuri să ne binecuvântăm unii pe alții și să ne vorbim de bine. Scriptura ne cheamă la lucrul acesta. Doamne, ajută-ne! Este ziua potrivită în care noi putem să ne binecuvântăm, să ne vorbim de bine unii pe alții. Și mai mult, să-i vorbim lui Dumnezeu despre noi, despre cei pe care îi iubim, despre cei pentru care ne rugăm. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Spune Scriptura că Dumnezeu ne-a dat ziua aceasta ca să aducem jertfă la altar. Frați și surori, este ziua potrivită în care noi, ca și credincioși, ca și creștini, putem să aducem la altarul lui Dumnezeu jertfele pe care Dumnezeu le primește. Binecuvântat să fie numele Lui. Frați și surori, una din jertfele pe care noi le aducem mereu înaintea lui Dumnezeu pe altar este și rugăciunea pentru familiile noastre, rugăciunea pentru cei dragi. Frați și surori, știm că este o jertfă plăcută lui Dumnezeu și bine primită înaintea Lui. Este ziua pe care ne-a dat-o Domnul și avem acest har să ne rugăm lui Dumnezeu pentru familiile noastre. Spune apostolul că noi, ca și credincioși, care îl cunoaștem pe Dumnezeu, care cunoaștem cuvântul Său, nu suntem în necunoștință de planurile pe care le are diavolul cu privire la noi și la casele noastre. Mai mult, Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne-a vorbit și ne-a descoperit planurile Lui și ne-a chemat să facem front comun, să ne unim, să strigăm la Dumnezeu care poate da izbăvire. Doamne ajută, Doamne dă izbândă în casele noastre! Pentru aceasta suntem chemați în această zi de cuvântul lui Dumnezeu, să facem front comun, într-o rugăciune comună, fiecare să strigăm la Dumnezeu pentru casele noastre și pentru casele celor din jurul nostru. Trebuie să ne pasă și de casele altora, frați și surori. Dumnezeu ne-a dat ziua aceasta, haideți să o folosim așa cum ne învață Scriptura. Doamne ajută-ne, Doamne dă-ne izbândă, vă invit să ne ridicăm în picioare și cu credință să ne rugăm lui Dumnezeu pentru casele noastre și Domnul să se îndure de noi. Amin. Adică Părintele nostru Iacov, care ne dea fântâna aceasta și a băut în ea El însuși feciorii Lui și vitele Lui, Iisus i-a răspuns: oricui bea din apa aceasta, îi va fi iar sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da Eu, în viață îi va fi sete. Ba încă, apa pe care o voi da Eu se va preface în El într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică. Glorie Domnului! El este fântâna vieții. El este Cel care ne dă apă. Ne dă apă vie. Haideți să lăudăm pe El. Să slăbim pe El. Nimeni în lumea aceasta nu-L poate înlocui. Dați-i slavă Lui din toată inima. Haideți împreună să-L lăudăm pe El și să-L glorificăm. El e fântâna cu ape vii, nimic în lume nu-L poate înlocui. Stânca de viață, păstorul meu, râul vieții, de-a purul Dumnezeu.
spune în Psalmul 40 cu 16. Să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără cetare, mărit să fie Domnul. Să zicem și noi din toată inima ta, mărit să fie Domnul. Cântarea care vreau să cânt este prin mâna ta sfântă, prin inima oclotirea. Să, dacă este, să o afișăm și să cântăm cu toții din toată inima. Prin mâna ta sfântă primim ocrotirea din orice încercare. Oh,
Sfânt, astăzi, urmărind lista din 1 Corinteni, capitolul 12, am ajuns la deschiderea versetului 10 sau la prima parte a versetului 10, unde cuvântul spune altuia puterea să facă minuni. Formularea aceasta, altuia puterea să facă minuni, o expresie biblică citată aici, i-a condus pe slujitorii care se ocupă de zona aceasta sau au scris vis-a-vis de lucrarea darurilor Duhului Sfânt să aibă două formule de numire în cazul acestui dar. Unii au adoptat expresia darul lucrărilor de puteri, iar altul darul săvârșirii minunilor. Amândouă expresiile acestea conduc la înțelegerea corectă despre ce este vorba. Suntem în domeniul minunilor, al facerilor de minuni. Și vis-a-vis de aceasta vreau să spun că așa cum am afirmat în cadrul învățăturii din celelalte, referitor la celelalte daruri, un dar al minunilor pe care să-l aibă cineva în posesia lui și să-l folosească oricând dorește și acest oricând înseamnă în scopuri bune, nu într-un mod flecar, nu există, dar există un dar al Duhului prin care se manifestă o multitudine de lucrări de putere. O multitudine de lucrări de putere. Ca și în cazul altor daruri despre care am învățat recent, și aici există un plural și o diversitate. Avem darul lucrărilor de puteri sau daruri de săvârșire a minunilor. Răviților, spuneam data trecută când am vorbit despre zona vindecării că orice vindecare supranaturală în sine este o minune, dar că minunile trec dincolo de aspectul acesta și de aceea și sunt prinse în Scripturi în mod separat. Atunci când se întâmplă o minune, oamenii ca regulă au ocazia aici să clasifice minunile. Și spun, asta a fost o minune mare sau asta a fost o minune. Rămânem tributari gândirii acestea noastre de a așeza întotdeauna pe diferite gradații lucrurile și se întâmplă asta și atunci când lucrează Dumnezeu în felul acesta în adunare sau într-un loc. Când vorbim despre darul lucrărilor de puteri, ele trebuie întotdeauna să depășească cadrul natural și experiența oamenilor. Să fie lucruri care ies din tiparul cunoscut atât în biserică, cât și în lume. Încercând o definiție pentru darul lucrărilor de puteri sau daruri de săvârșire a minunilor, o minune este un act al lui Dumnezeu inexplicabil, supranatural, dramatic uneori, care aduce beneficii pentru om și glorie pentru Dumnezeu. S-a părut că poate fi cea mai simplă definiție pe care o putem reține fiecare dintre noi. Și după această introducere, primul lucru care vreau să spun este să arăt un traseu al manifestărilor minunilor în Scripturi, așa cum le găsim noi pe paginile Sfintei Scripturi. Întâi spun că foarte adesea vom găsi în Scripturi expresia că cuvântul lui Dumnezeu era însoțit de semne și minuni. Haideți să punem Evrei capitolul 2, versetul 3 și 4 ca să citim ceva despre asta. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare
care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei care au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Mai pune, te rog, și Galateni, capitolul 3, versetul 2 și 5, dintr-o altă perspectivă același adevăr. Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul? Ori prin auzirea credinței. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Aceste două paragrafe biblice și încă destule altele arată felul în care Dumnezeu își însoțește Evanghelia mântuitoare cu semne, puteri și minuni. Și dacă de la acest general urmăm un traseu particular care să înceapă cu Domnul Iisus și să vină până la noi, atunci da, putem face o asemenea traiectorie stabilind că și Domnul Iisus Hristos a făcut minuni și semne în lucrarea Lui, că și alți oameni menționați în Scripturi, noi citim ca regulă mari oameni al lui Dumnezeu, dar că lucrarea aceasta nu se oprește la niciuna din bornele acestea, ci ea coboară până la noi, până în vreme de acum. Exemplul Domnului Iisus. Matei 13 cu 54, mai întâi Iisus în patria sa sau în locurile sale natale, a fost citat și într-o altă împrejurare, a venit în patria sa și a început să învețe pe oamenii în sinagogă. Așa că cei ce l-auzeau se mirau și ziceau, de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Iată forma de învățătura Domnului Iisus Hristos și iată în ce consta esența învățăturii lui. În Fapte, capitolul 2, cu versetul 22, citim de asemenea următorul adevăr spus prin gura apostolului despre Domnul Iisus. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Iată un adevăr susținut și demonstrat martorilor care au văzut aceste lucrări și le știau bine. Domnul Iisus. Haideți să luăm apoi ca exemplu pe Apostolul Pavel. Să citim un singur verset din 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 12, unde, într-un fel de sinteză a lucrării lui, Apostolul spune: semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Coborâm un pas mai jos. Dacă asta este o coborâre și este dintr-o altă perspectivă, dar minunile rămân în aceeași zonă, haideți să vedem exemplul lui Filip, diaconul. Exemplu scris în Cartea Faptele Apostolului, capitolul 8, versetul 6, versetul 6, 7 și versetul 13. Norodele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Și acum sunt spuse câteva din semnele care însoțeau Evanghelia în versetul acesta pe care o propovăduia Filip, diaconul. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate, scoteau mari țipete, mulți slămănoși și șchiopi erau tămăduiți. Și asta, cum spuneam și data trecută, este zona în care vindecările înfăptuite sunt ele însele minuni. Nu este nicio îndoială că toate aceste lucrări s-au făcut prin Duhul Domnului. Și aici nu-i vorba nici de specialiști, nici de iscusințe omenești, nici de tratamente eficiente.
și de vestirea cuvântului și de puterea Duhului Sfânt care a însoțit-o. Pune și versetul 13 din aceeași deschidere, chiar și Simon a crezut, mirare că ăsta era unul care avea el puterile lui și credea altceva, și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Și dacă există un traseu al minunilor pornit de la Iisus, pe care găsim apostol ca Pavel sau găsim slujitori ca Filip, găsim și oameni fără nume sau care nu sunt trecuți cu nume, tocmai ca să înțelegem că este adevărat ce spune Scriptura, că Duhul Sfânt lucrează cu cine vrea, cum vrea și dă acestei daruri cum voiește. Iată ce spune cuvântul Domnului Marcu, capitolul 9, versetul 38 la 39. Ioan a zis, e un dialog purtat cu Domnul Iisus, Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, că nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Nu tot contextul acesta m-a interesat, ci faptul că acest om, fără un nume, fără o etichetă, era unul care în numele Domnului făcea minuni. Slăvit să fie Dumnezeu! Acesta este, în scurt, un traseu al minunilor, al manifestării minunilor în Scripturi. Sigur că da, pe el putem așeza încă mulți oameni din Scripturi, multe versete și texte din Scriptură, pentru că manifestarea minunilor și a puterilor a fost mult mai largă decât aceste câteva pe care eu le-am precizat. Vreau acum să fac câteva clarificări cu privire la minuni. Aici suntem într-o zonă contestată și contestabilă în același timp, o zonă în care, ca în oricare altă zonă, apar șarlataniile și aici parcă sunt mai evidente sau dezastrul care îl produc este mai înșelător. Și atunci spun, după cuvântul Domnului din Scripturi, că atunci când vorbim despre o minune, ea trebuie să fie convingătoare. Nu trebuie să fie părerea unui om. Cineva spune că a văzut ceva undeva, fără claritate, fără putința de a verifica și doar un elan de mărturisire. O minune trebuie să fie un fapt convingător pe care cei care l-au văzut nu-l contestă, ci îl aprobă și sunt de acord că a fost la lucru puterea cea mare a Domnului. Apoi, preobiților, ele trebuie să fie benefice. Benefice în sensul necesare. Aici este pericolul, pe acest teren este pericolul manifestării minunilor gen spectacol. Cei care vor să își tragă din asta foloase proprii, să aibă după aceasta avantaje în urma slujirii, Domnul Iisus Hristos, exemplul nostru suprem, nu a făcut așa, nu ar urmări lucrurile acestea, ci întotdeauna a urmărit să-L glorifice pe Dumnezeu. Spun asta pentru că în categoria asta se încadrează acum și știu dezbateri care le avem uneori în discuții, anumiți teleevangheliști ai vremii de acum și o grămadă din faptele de minuni incontestabile care se întâmplă acolo și pe care mulți le contestă datorită acestei extreme, faptul că ele devin spectacole și ca regulă se învârt în jurul celui care este în centru. În al treilea rând aș vrea să spun că minunile îl onorează întotdeauna pe Dumnezeu și niciodată pe om. Noi știm de mult că toată gloria este a Domnului, că El nu își împarte cu slava cu nimeni, că în relația oricărei slujiri El este un Dumnezeu gelos. De aceea, dacă am fost conduși vreodată într-o lucrare de acest fel,
sau pentru că ne poate sta în față o astfel de lucrare, să ne punem bine temelia slujirii noastre știind că orice minune trebuie să-L glorifice pe Domnul Iisus. Să fie în beneficiul nostru, dar să-L glorifice pe Dumnezeu. Preobiților, minunile nu trebuie înțelese niciodată ca acțiuni omenești speculative care din diferite motive sunt acceptate. Doar pentru că se întâmplă în peisajul românesc, fără să vreau să distorsionez învățătura asta și să o duc lovind în alte forme de credință, de fapt, dumneavoastră știți că nu mi-este caracteristic asta, amintesc astăzi totuși că în peisajul creștinismului românesc se acceptă câteva evenimente de acest gen pe care lumea le numește minuni, pentru că au fost transmise din gură în gură, pentru că așa se crede, pentru că nu ne produc nicio pagubă și pentru că, în sfârșit, dacă toți vorbesc despre ele, de ce să le contestăm? Ele nu au niciun sâmbure de adevăr însă în ele. Surprinzător că sunt acceptate de unele biserici care le propovăduiesc ca învățătură de putere. Prima dintre ele, lumina adusă de la Ierusalim. Știți toată experiența asta, nici nu vreau să intru în detalii de acest fel, știți că e doar o formă care este acum amplificată, că este un avion pus la dispoziție, ceea ce se poate aduce de acolo este o lumânare aprinsă de la o altă lumânare, asta se poate aduce. Mai mult decât atât, nimic. Și nu există niciun martor ocular că vreodată acea lumină incipientă, prima a pornit de undeva din cer. Sigur că există aici o asemănare. Țineți minte că în Vechiul Testament peste unele jertfe venea foc direct din cer de la Dumnezeu și le aprindea? Speculând în terenul acesta, unii oameni vorbesc despre această minune. O contest. Apoi, în peisajul creștinismului românesc, care mare trecere, icoana făcătoare de minuni de la Nicula, care plânge în fiecare sărbătoare, în fiecare an. Niciodată un lucru mort nu se poate manifesta așa, niciodată, și nu este niciun adevăr în această așa zisă minune care adună mii de oameni. E drept că în ultima vreme și caracterul acestor minuni, acestor credințe, a fost acoperit tot mai mult de interesul politicianist, mai nou ei acaparează și locurile acestea în ideea de a-și găsi adepți, dar vreau să vă spun că contest lucrul acesta, nu este nimic adevărat în el, ci doar o manipulare a maselor. Dacă cineva vrea să verifice, îl îndemn să o facă și dacă are un alt punct de vedere, să ne împărtășim împreună. Trec la acest aspect care nu aduce niciun bine, ci mai mult o apăsare prin explicarea lui și să vă spun că în ultimul rând, cu privire la clarificări aduse în zona darurilor de minuni, aș vrea să vă spun că în căutarea după minuni, să nu desconsiderăm niciodată Evanghelia. Există pericolul acesta. Unii, și Domnul Iisus Hristos zicea într-o împrejurare că unii vor minuni și alții înțelepciune, evreii și grecii. Și oarecum suntem evrei și greci până astăzi. Unii dorim minuni, alții dorim înțelepciune. Pe traseul acestor daruri care trebuie să existe, pe care vă îndemn să le căutăm, să le cerem de la Dumnezeu, să lucreze Dumnezeu prin noi în felul acesta, niciodată să nu punem minunile deasupra Evangheliei, este întotdeauna păgubos. Uitați ce scrie în Biblie în două locuri despre o astfel de posibilă practică. În primul rând, să citim cuvântul Domnului în Luca 16 cu versetul 31. Luca 16.
Este dialogul foarte cunoscut, Avram și bogatul, finalitatea textului care spune așa. Și Avram i-a răspuns. Vă rog să cântăriți greutatea acestei afirmații. Dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. E o înviere, o minune? Este. Pentru cei care nu cunosc detaliu, este pilda bogatului, este dialogul pe care îl are el cu Avram și înainte de asta el spune, mai am 5 frați, aș vrea să nu vină în acest loc de chin și aș vrea să meargă cineva din morți, că dacă va merge cineva din morți și vor vedea o asemenea minune, vor crede. Și iată ce spune Avram, luminat de Duhul Sfânt. Cine n-ascultă Evanghelia și nu răspunde mesajului Evangheliei, nu există certitudine dacă va crede, nici dacă ar vedea minuni. Și dacă vă îndoiți de asta, aș vrea să adaug Ioan 14 cu 12, ca să vedeți unde se încadrează cei mai mulți. Adevărat, adevărat vă spun, Ioan 12 cu 37, măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el. Vedeți, Evanghelia era însoțită cu semne și minuni și asta a întărit Evanghelia. Spune Biblia că semnele și minuni întăreau Evanghelia și mulți s-au deschis în felul acesta la Evanghelie. În același timp, lăsarea Evangheliei deoparte în plan secundar și accentuarea minunilor conduce întotdeauna la rezultatele acestea. După aceste câteva lucruri care am vrut să fie câteva clarificări cu privire la minuni, aș vrea să vorbim ceva despre folosirea acestui dar. Darul lucrărilor de puteri sau darul facerii de minuni. Darurile minunilor. Ca și celelalte daruri despre care am vorbit până aici, el este sub controlul direct al lui Dumnezeu. Reafirm, nu există cineva care poate să facă oricând vrea o minune, în oricare domeniu ar fi nevoie de ea. Nu există. Dar există posibilitatea să se întâmple multe minuni prin darul acesta al Duhului Sfânt. Să afirm fără nicio rezervă, dacă Scriptura este plină de astfel de exemple, acest dar operează și astăzi. Dacă mai sunt printre noi cesaționiști sau din cei care gândesc, altfel aș vrea să vă spun că sunt martorul și pe final o să arăt câteva manifestări ale acestui dar în vreme de acum printre noi, ca să le putem verifica. Și spun fără rezervă că acest dar este prezent și azi. Că în Scripturi avem o promisiune puternică care ține și de manifestarea acestui dar. Marcu 16, 17 la 18, foarte cunoscut cuvânt al Scripturii. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma și vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. De asemenea, un verset foarte puternic în direcția aceasta este Ioan 14 cu 12, unde cuvântul Domnului spune, adevărat, adevărat, vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, bănca va face altele mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Versetele acestea ne pun pe noi foarte adesea în încurcătură și ne pun în defensivă. Când cineva care are curaj mai mult, credință mai mare, le citează, prima noastră reacție este să avem tot felul de explicații. Dar aș vrea să știți că câtă vreme ele sunt în Scripturi, sunt adevărate. Și câtă vreme s-au întâmplat, ele se întâmplă. Dacă nu întotdeauna așa cum gândim noi, acest lucru este adevărat. Două lucruri voi spune despre asta și o să vă deschid acest subiect și o să vă las o provocare, o temă de casă.
Vă rog fiecare să vă gândiți și după masă putem vorbi 2-3 minute despre asta în prezentarea unui alt dar. Dacă cunoașteți în Scripturi sau în vremea de acum pe cineva care a făcut lucrări mai mari decât a făcut Domnul Iisus. Că dacă scrie aici, cei care susțin asta mai puternic zic, se poate întâmpla. Vă rog să vă gândiți dacă dumneavoastră cunoașteți un caz sau mai multe din categoria aceasta. Până atunci, spun următoarele două adevăruri. Conform 1 Corinteni 12 cu 29, interrogativ ni se dă un răspuns, oare toți sunt proroci, oare toți sunt apostoli, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni? Răspunsul este, nu sunt toți. Prima afirmație, nici unul din darul acest, nici unul dintre noi nu are toate darurile Duhului Sfânt, ele se pot manifesta la un moment dat. Țineți minte, am vorbit de, prezența lor mai concentrată, mai deasă sau mai rară, suntem sau nu în posesia darului, iarăși vom referi, ne vom ocupa în urma tuturor prezentării darurilor, în urma lor să mai clarificăm lucrul acesta, dar nimeni, niciunul nu are toate darurile. Și doi, e importantă o mențiune din Fapte, capitolul 5 cu versetul 12, întotdeauna când vorbim de tot felul de lucrări. Prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni și semne în norod. Ajunge. Asta este tot în pregătirea temei care am dat-o. Este un răspuns pentru toți cei care cred că toată biserica, întotdeauna, din orice loc, poate umbla în aceste lucrări. Datorită unor motive care țin de noi, nu de Scripturi, nu se poate așa. Și vă rog să țineți cont de nuanța asta, prin mâinile apostolilor se făceau minuni și semne. Este la locul ei expresia aceasta. Cum aș vrea să vorbesc în al patrulea rând despre niște manifestări ale unor minuni specifice din Scripturi, ca să ducem minunile dincolo doar de zona lucrurilor care se întâmplă în și pentru trup, în și pentru adunare. Avem Ioan capitolul 2. Ține minte despre ce este vorba acolo, frați și surori? Ține minte. O nuntă, Iisus și ucenicii, mama Domnului Iisus și o nevoie. S-a terminat vinul. Și spune cuvântul Domnului că a fost o poruncă a Domnului Iisus, umpleți vasele de curățire cu apă, dați nunului, și s-a constatat finalmente că era un vin mai bun decât cel dinainte. Este scris imediat în text. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus și ucenicii lui au crezut în el. O minune. Apa transformată în vin. Avem Ioan capitolul 6. Știți despre ce este vorba acolo, fraților? Hristos, propovăduirea Evangheliei, numele lui pe buzele tuturor, mulțimi care îl urmează ziua și noaptea și la capătul puterilor o mulțime de 5.000 de oameni flămândă este hrănită miraculos datorită unui băiețel care avea într-o traistă 5 pâini și 2 pești. Le-a luat în mâinile lui Domnul Iisus, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit prin ucenicii prin ceilalți, la toți pe care i-au pus în cete și au ridicat 12 coșuri pline cu fărâmituri. O minune, hrănirea miraculoasă a 5.000 de oameni. Avem Ioan capitolul 9, revin în zona nevoilor noastre intime, trupești, un orb din naștere, despre care mulțimea în contextul acesta va zice nimeni n-a văzut niciodată un orb din naștere văzând. Deci nu unul care a avut o lovitură și a pierdut vederea și, mă rog, ar fi putut reveni, ci din naștere. Se întâlnește Domnul Iisus cu el, îi face binele acesta și, finalmente, mulțimea rămâne mirată și uimită și omul acesta rămâne vindecat. Surprinzător cum reacționează oamenii.
oamenii cei care au dirijarea în perimetrul autorităților, dirijarea lucrurilor, în ghilimele lucrurilor de credință. L-au dat afară din sinagogă pe el și pe părinții lui pentru lucrul acesta. Avem Fapte, capitolul 3, preobiților. Să coborâm pe drumul acesta de la Domnul Iisus Hristos la apostoli. Avem Petru și Ioan, este ceasul rugăciunii și este ologul de la Poarta Frumoasă. Biblia zice despre el că era pus mereu acolo să cerșească. Probabil că îl duceau alții și îl puneau acolo și exploatau mila și bunăvoința trecătorilor. După aceea, cum se întâmplă și astăzi? Când Petru și Ioan a ajuns în dreptul lor, Biblia spune clar că el a cerut ceva de la ei. Și când i-a uitat și când Petru i-a poruncit, uită-te, țintă la noi, nu citim nimic despre credință acolo, citim tot că el aștepta să primească ceva de la ei. Era în zona asta de unde nu a fost scos. Atunci spune cuvântul că în numele Domnului Iisus Hristos, Petru a poruncit să se ridice în picioare și s-a întâmplat o minune. Ologul acesta a sărit în picioare și a umblat. Ulterior s-a ținut de ei prin templu și minunea aceasta a văzut-o toți. Avem Fapte, capitolul 20. Despre ce ne aducem noi aminte că scrie acolo? Despre un alt apostol, marele apostol Pavel și mesajul lui de predicare a Evangheliei. Există un detaliu de text, că Pavel și-a lungit vorbirea până după miezul nopții și că un tânăr a căzut de la înălțime de pe geam și a murit. În împrejurarea aceasta care a produs tulburare, spune cuvântul, apostolul s-a dus, l-a luat în brațe și l-a oferit din nou vieții, după ce cuvântul spune că Duhul lui a venit din nou în el. Noi citim asta în Scripturi ca învierea lui Eutih. Și aș vrea să mai spun preobiților ceva. Aș vrea să spun că în Fapte, capitolul 2, este menționată predica apostolului Petru. În urma evenimentelor cinzecimii. Și eu o introduc fără rezerve în categoria minunilor. Atunci când ni se spune că la propovăduirea lui într-o zi au răspuns afirmativ 3.000 de suflete care l-au primit pe Domnul și au primit mântuirea. Putem trece prin marea liniștită la cuvântul Domnului și prin multe, multe alte exemple din Scripturi ca să vedem aceste minuni ale lui Dumnezeu în toate zonele vieții, în toate păturile societății, prin Domnul și prin apostoli, pentru că puterea lui Dumnezeu era la lucru. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea, spre final, să aduc lucrurile acestea în zona noastră și să fac afirmația care am făcut-o și adineauri, cred cu tărie că acest dar este și pentru vremea de acum, cred și știu că el acționează și se întâmplă multe minuni. Am să vorbesc despre doar 3 din acestea care sunt descoperite prin cărți sau reviste, unele dintre ele în vremurile respective au fost date și prin televiziuni, și apoi o să vin la exemple dintre noi care le putem noi, dacă vrem, pipăi cu mâna noastră. Prima minune care am vrut să o spun aici este în legătură cu una din Scripturi. Dacă citiți sau ați avut ocazia să citiți despre trezirea din Indonezia, cuvântul Domnului spune că în mijlocul acestei mari treziri, într-o mulțime de aproximativ 9.000 de oameni, s-a pus problema să se stea la masa Domnului și nu era decât puțin vin.
Oamenii care au fost la adunarea aceea au depășit cu mult, cu mult așteptările celor care slujau. S-a făcut o rugăciune în urma căruia s-a întâmplat o minune. Vinul s-a înmulțit și toți acești oameni, această mare mulțime de aproximativ 9.000 de oameni, au putut să celebreze împreună sărbătoarea cinei Domnului. Mărit să fie Dumnezeu! Despre scriitorul Derek Prince, activ în zona aceasta a învățăturii despre Duhul Sfânt și despre lucrările Duhului, există inclusiv mărturii video, au rămas de la el înregistrate, bunoară în una din misiunile lui care a avut loc în Australia, i-a provocat să creadă într-o seară și aproximativ 500 de oameni au fost botezați de Duhul Sfânt odată. Odată, aproximativ 500 de oameni odată în doar câteva minute. De asemenea, există dovezi care vorbesc despre Reinhard Bonnke. Am luat exemplul acesta iarăși pentru că aceste cărți circulă printre noi și le putem citi. Una dintre ele este Evanghelizare prin foc. Domnul a lucrat cu așa putere în vestirea Evangheliei în Africa, încât zilnic s-au predat nu 1, 2, 3, cum se întâmplă uneori în evanghelizări de ale noastre și noi suntem bucuroși și culmea ar fi să nu fim câtă vreme cerul se bucură de la unul care se întoarce la Domnul, dar oameni cu sutele, cu miile s-au predat într-o singură zi în campaniile de evanghelizare în multe țări din Africa. Lucrurile acestea sunt întărite și acreditate chiar de guvernele unor țări în care evanghelistul acesta și-a desfășurat campaniile de evanghelizare. Măcar că lucrurile acestea sunt adevărate, probabil că vă vine în minte, acum să ziceți bine, întotdeauna când venim din Scripturi, mergem undeva departe, se-a departe de noi, dar cu noi, nu-i pentru noi cuvântul, nu-i cu noi, nu-i în Zalău, nu-i în Sălaj, nu-i în biserica aceasta, nu-i cu pastorul nostru, cu cel slujitor. Ba da, exact așa. Măcar că noi trăim într-o vreme în care, mai degrabă, cum spuneam data trecută, când am vorbit de daruri ale vindecărilor, noi mereu numărăm biletele câte vin la amvon și nu știm niciodată câte vindecări face Domnul. Și nu ne entuziasmăm la ele, spun că și aici este o problemă de aceeași gen. Eu am pus aici una, două, trei, patru, cinci lucruri pe care tot așa să fie prins din mai multe zone, mai multe lucrări, le-am numit minuni. Prima dintre ele a fost mărturisită în biserica noastră în urmă cu aproximativ 2 ani de cântărețul Ilie Puha. Într-o joi seara, dar n-ați fost mulți aici, dar s-a mai auzit de asta și în altă parte, împreună cu formația Speranța pe Mediterana, un vas, mergeau, înțeleg, de la o locație la alta, a fost o furtună foarte puternică, foarte, foarte puternică și a fost chemarea unui frate, propunându-l pe unul să se roage dintre ei cu credință ca Domnul să intervină. Și frați și surori, așa s-a întâmplat, s-a rugat și Dumnezeu a potolit o furtună. Frații noștri, cei care cântă în formația Speranța, mulți dintre ei au fost martori la întâmplarea asta pe care ei o și spun uneori în evanghelizările pe care le fac prin țară. În urmă cu 2 ani de zile aproximativ, soția mea a venit încântată de la o întâlnire de rugăciune din casa fratelui Florin, atunci când s-a întâmplat cu o fetiță surdă, deci care n-a auzit niciodată, surdă din naștere, la rugăciune a fost vindecată și a auzit. O zi mai încolo eu am văzut minunea asta dată la televiziunea română pe postul Antena 3. Acolo am deschis eu în ziua aceea. Sigur că nu s-a spus că la o rugăciune a pocăiților cu taie sau încă, ci s-a spus minune în satul din județul Bistrița. L-am auzit eu cu urechile mele pe primar vorbind, pe directorul școlii vorbind. Sigur că au vorbit doar că e o minune și că ce bine e pentru familia asta. Frații și surori, a fost printre noi, cu oameni pe care îi cunoaștem. Aici sunt frați care au fost martori. E așa de aproape să verificăm. Dar probabil că din comunitatea noastră nu vom merge niciodată cei care nu mergem
și vom continua să considerăm că nu lucrează Domnul, că nu se întâmplă, și am să contrez toate aceste afirmații și am să spun: Dumnezeu lucrează și se întâmplă. Apoi, preobiților, vreau să spun ceva despre localitatea în care eu m-am născut, despre vremea în care acolo a venit penticostalismul și despre faptul că aproape jumătate satul s-a pocăit într-un interval de... Și acum, localitatea noastră, Jac, pentru cine nu știe, are două dintre cele mai mari biserici evanghelice, una penticostală și una baptistă. Toată generația aceea sunt martori și încă unii mai trăiesc, puțini mai trăiesc, dar încă sunt în viață, că ori de câte ori se adunau pe deal, într-o anume casă, oamenii aceia au un nume, dar nu mai trăiesc acum, zadar nu le-aș spune numele, întotdeauna mulțimea din sat vedea deasupra casei flăcări de foc. La oricare adunare de rugăciune și de stăruință, acolo semnul acesta a fost prezent nu odată, ci de mai multe ori. Oameni care nu sunt pocăiți din Jac confirmă că ei au văzut asta, mă rog, unii li se pare că doar au văzut, unii s-au șters la ochi, unii au zis că e o vedenie, alții că e un fapt, dar e un fapt real care s-a petrecut de multe ori. Și în felul acesta, datorită acestor manifestări ale Duhului, s-au întors atât de mulți oameni la Domnul. E o minune pe care mie îmi place să o amintesc, având de-a face cu originile mele. Preobiților, v-am mai spus exemplul acesta. Am fost la o evanghelizare undeva la două județe de aici distanță. Am fost surprins când frații m-au dus în casa unei familii în care, atunci când am intrat în casă, în curte, era iarnă, erau câteva sârme pline de hăinuțe de copii. Mi-am dat seama că acolo sunt mulți copii și când am ajuns în casă am înțeles că erau mai mult de 15. Mă mărturisesc că înaintea voastră i-am și judecat pe frații care m-am dus și mi-am zis că nu sunt înțelepți. Păi în casele astea, că aici e greutate atâta, acolo mă duc ei să dea de mâncare, adică să pună greutăți. Au fost și cântăreții care au... și eu. N-am apucat să cunosc bine familia aceasta, altfel o familie foarte ordonată, n-a fost niciun deranj, că erau copii mulți, de fapt acum dintre ei unii erau plecați în străinătate, lucrurile erau în regulă, mâncarea a fost bună, și n-am putut sta foarte mult, pentru că începuse de devreme să ningă foarte, foarte tare și ei mi-au zis, în timp ce mâncam, frate Valer, dacă acum nu ieși, nu mai ieși de aici. Ei stăteau într-o zonă de sat în care era pericol să nu mai poate și până se va curăța drumurile, ori eu trebuia dimineața, asta era sâmbătă seara, eu trebuia dimineața să ajung la o binecuvântare într-un oraș apropiat. Cuplasem aceste două slujiri împreună. Ca să aflu prin timp, frații mei, prin timp, mărturisită de oameni vrednici de încredere, că într-o zi a venit un om în zona aceea de sat, părea că e de la gaz, că avea un fel de geacă de asta, cu chestii de astea fosforescente, s-a uitat pe acolo, a cântărit, a văzut și a fost întrebat ce caută. Cineva l-a trimis să se uite la adresa aceea. Și în urma acestui interes prin acest om, în numele Domnului s-a făcut o casă nouă și a fost dată acestei familii. O casă cum n-avem mulți dintre noi. Frați și surori, asta e o minune. Cred că nu i s-a întâmplat niciuna dintre noi să ne dea cineva o casă în numele Domnului. A, dacă ne-au dat părinții, deja asta e o nuanță aici, că nu-i numai numele Domnului, e bunătatea și priceperea lor. Sunt minuni pe care le face Dumnezeu astăzi. Și am să închei spunându-vă că eu cred că s-au întâmplat mai multe minuni în biserica asta și una dintre ele vreau să o spun. Am auzit pe unii care sunt sceptici cu privire la, unii mi-au și zis, sunt sceptici cu privire la unele din promisiunile Domnului în care Domnul a zis că vrea să lucreze cu un duc de mare mântuire și că vor fi mântuiți mulți aici. Și unii spun, bine, bă, Valer, prorocirea astea se spun în toate bisericile. Frați și surori, dacă uitându-ne în urmă, prorocii de genul acesta s-au împlinit, de ce să ne îndoim uitându-ne înainte că se vor împlini încă o dată? În urmă cu 20 de ani, știți câți am pornit noi la drum, fraților, aici? 200. Știți cât sunt plecați din biserică prin transferuri sau în toate părțile? 300. Știți cât au venit aproximativ la noi din alte părți prin transfer și așa?
Vreo 150. Știți cât a mântuit Domnul? Aproximativ 450 de oameni. Fraților, asta e hece? Aici a fost un loc infect și murdar în care oamenii își beau banii într-o nenorocită de boșdeuc aici. Și Dumnezeu a vorbit prin Duhul Sfânt că va fi o biserică aici. Mi-a vorbit mie. A dat Dumnezeu și forma bisericii, a zis proroc, o biserică ia șanii. Și ia șanii au ieșit. Și au fost alte minuni care le știți că le-am spus în prorocia aceasta. Frați și surori, faptul că a mântuit Domnul, acum când suntem 500, vreo 450 i-a mântuit Domnul pe drumul. A, nu 450 suntem noi aici, noi toți înnoiți. De la început, că unii au mai plecat. Dar cam atât este numărul celor care l-au primit pe Domnul în locul acesta și Evanghelia și și-au mântuit sufletele. Mărit să fie Domnul! Nu pentru că păstoresc eu biserica aceasta, dar am să spun oriunde că este o minune a Domnului, minune care se întâmplă nu doar de aici, se întâmplă și în altă parte, pentru că, frați și surori, Dumnezeu lucrează. Slăvit să fie numele! Știți ce rost au mesajele acestea de învățătură, care ele nu-s cu har, mi-au zis unii, nu ne încălzesc, uneori numai pentru mine, știți ce rol au, frații mei? Să știm mai bine decât știm cuvântul, să căpătăm unele răspunsuri la întrebări pe care le avem, nu am pretenția că întotdeauna cuvântul transmis prin mine sau și prin alți frați răspunde la toate întrebările și să aibă efectul să aprindă în noi gelozia, să fim creștini de felul acesta în care Duhul Sfânt lucrează și cuvântul este însoțit cu semne, minuni și vindecări. Mărit să fie Domnul! Este așa și va fi așa și mai mult în viitor. Putem crede asta, mărit să fie Domnul! Și pentru că vrem să credem asta, haideți să stăm ridicați la rugăciune și să ne rugăm pentru lucrurile acestea, pentru noi, pentru casa noastră și pentru biserică, și mai departe, și apoi Domnul Sfântul să lucreze. Amin.